our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Bună și bine v-am regăsit! Astăzi este o zi foarte frumoasă de primăvară, în luna februarie. Am câteva drumuri de făcut și trebuie să-mi aplic make-up-ul. M-am gândit că de multă vreme nu am mai filmat un make-up, așa că m-am hotărât să fac acest make-up împreună cu voi. Mi-am aplicat pe față crema mea zilnică pe care o folosesc acum și crema de ochi. Și vom trece la aplicarea fondului de ten. Este fondul de ten de la MAC. Am spus că voi folosi fondul de ten de la Estée Lauder, dar mi se pare că este un picuț mai închis. Este tot ivory, dar este un picuț mai închis decât MAC. Și pentru că față de fondul de ten de la MAC și pentru că iarna eu sunt mai deschisă la față, am hotărât să-l folosesc pe acesta și mai târziu când va veni primăvara, vara îl voi folosi pe cel de la Estée Lauder. Deci acesta este fondul de ten de la MAC. Bineînțeles, eu vi l-am mai arătat în make-up-urile mele. Nu are pompiță, deci voi folosi acest pensionel pentru aplicarea lui. Și voi începe prin a pune cu acest penson pe față. Eu am aici o oglindă pentru a mă vedea. Lăsăm atât momentan și apoi vom vedea dacă mai trebuie. Vom lua burețelul de la Ladies, care l-am primit cadou, este umezit. Și vom tapota fondul de ten. Îmi place foarte mult acest fond de ten de la MAC. Mi-am ales culoarea potrivită tenului meu. Doar că cea de la Estée Lauder și mi-am amintit de ce este un picuț mai închisă, mai rozie, pentru că eu am luat Ivory Rose, aceea era atunci, și fondul acela de ten merge folosit când va fi pielea un pic mai bronzată, puțin bronzată. Cred că trebuie să mai aplic un picuț pentru că a intrat și în burețel. Am încercat să pun camera în așa fel încât să puteți vedea și voi. Măcar cât de cât. Am avut o perioadă foarte încărcată, de aceea nici nu am mai putut filma. După cum știți, peste 5 luni voi fi soacră mare, așa că am intrat în febra dinaintea evenimentului. Multe cumpărături, multe drumuri, multe discuții, concluzii. Și vă dați și voi seama că este o perioadă încărcată pentru mine. Sfaturi, idei pentru ca să iasă totul bine, să iasă frumos. Și de aceea nu prea am mai avut timp. Au fost cumpărături, nu am avut timp să le filmez, vă dați seama. Și servici, și discuții. Chiar și acum pe
data de 25 februarie. Suntem invitați la local pentru a alege meniul. Mirii au fost invitați și pot veni cu încă două persoane și am fost aleasă eu ca soacră mare și nașa tinerilor însurăței. Bineînțeles, ca să ne dăm cu părerea asupra meniului, să vedem ce ne place, vom face câteva poze la aperitivele care vor fi, care arată frumos, care au și un gust bun, este degustarea meniurilor, ca să hotărâm ce luăm și cum luăm, să fie ceva bun. Au fost făcute cumpărături, s-a cumpărat rochia de mireasă, s-a cumpărat costumul de mire, dar bineînțeles nu pot să arăt eu așa ceva, pentru că nu se arată înainte de eveniment. Bineînțeles, eu le-am văzut și cum arată așa și cum arată pe ei. Deci foarte multe lucruri. Care ați trecut prin așa ceva, probabil vă dați seama despre ce vorbesc și cam ar ajunge cu fondul de ten. Voi aplica anticearcănul de la Impala, de la Ladies. Și voi pune aici pe această pută și sub ochi pentru a diminua cearcănele puțin pe aici, pe unde am cuta asta eu. Și în continuare, tot așa, avem multă treabă cu pregătirile pentru nuntă. Mai sunt 5 luni, deci intrăm în, ne ia cu emoții, de acum mă ia pe mine, dar pe Miri, vă dați seama. Și voi întinde cu acest burețel, care tot primit cadou de la Ladies, voi tapota anticearcănul. Acum testez și eu acești bureței. Îmi place acest fond de ten de la MAC. Este un fond de ten bun. Și după cum vă spuneam, chiar dacă am stabilit să-l folosesc pe celălalt, m-am dat pe acesta, îl folosesc mereu. Acum. Atât. Și acum vom seta cu pudra de la Impala, tot de la Ladies. Vom seta fondul de ten. Să luăm pensonelul. Eu folosesc fondul de ten în culoarea Ivory. Pudra tot la fel, în culoarea Ivory este.
Să vedem ce o să iasă din acest make-up, dacă va ieși unul frumos. Oricum, cum va ieși, așa va ieși. Eu așa voi pleca din casă. Dar sper să iasă cum trebuie. De fapt, știu eu cam cum o să iasă, pentru că așa mă machiez mereu. Poate câteodată când mă grăbesc, renunț la burețel și aplic fondul de ten cu mâinile. Am pus și, și pudra. Și acum vom trece la blush. Ca blush voi folosi această paletă de la Faberlic, Glam Team. Și voi lua această culoare de aici pentru a folosi drept blush. Chiar pentru așa ceva este această paletă. Duc un pic blush-ul în sus pentru a ridica pomeții. Cred că este destul. Și acum am și aici iluminator. Dar vreau să folosesc iluminatorul de la Ladies, acesta, de la Isabelle Dupont, pentru că este o cantitate mare și chiar nu prea l-am folosit. Așa arată el. Vedeți ce cantitate mare de iluminator. Ia să vedem pensonul. Să-l vedem un picuț cam cum și este și în aceeași nuanță cu blush-ul. Da, ia uitați, nu știu dacă puteți vedea voi aici. Aici mai greuț un picuț. Cu mâna stângă nu pot și cu dreapta îmi vine de-andoasele. Văd că mi-au rămas ceva urme și de la ochelari. Așa este destul. Mai dau un pic cu pensonul de blush, în caz că s-a format bariera. Și dăm puțin și pe frunte aici, fără să mai iau din blush, doar puțin, așa ce este pe penson. Gata, de acum pot să-mi dau părul înapoi. Vom continua cu sprâncenele și voi încerca să folosesc fardul acesta primit cadou tot de la Ladies de sprâncene. Am zis să nu le mai fac acum cu creionul, ca să vă arăt și vouă într-un fel cam cum este această paletă de sprâncene de la Ladies.
în care avem o ceară, aceasta mai închisă, și o pudră, un maro închis. Și întâi vom da cu ceară, vom lua cu acestare și pensonel, trusa este prevăzută cu pensonel, la un capăt are burețel, la un capăt are periuță și voi lua ceara cu pensonelul. Voi aplica ceara întâi pentru a fixa apoi pudra. Eu m-am mai machiat odată cu această paletă de sprâncene și mi-a plăcut cum a ieșit, să văd acum dacă îmi va reuși. Așa, am dat ceara cu burețelul sau trebuia invers cu periuța, dar am zis că să iau cu periuța fardul pentru a forma mai bine firele. Ia să vedem acum. Este un picuț cam închisă pentru mine. Dar asta e. Aș fi preferat un maro mai deschis. Încerc să formez aici un pic de oval, pentru că sprâncenele mele sunt drepte. Și umplem golurile așa puțin, pentru că nici prea tufoase nu vreau să le fac. Cam așa, deci se observă diferența, nu? Ia să vedem și în partea asta, la altă. Sprâncenele mele nu sunt cam la fel. Parcă n-ar fi surori. Parcuiesc și aici un pic. Acum să văd grosimea să fie la fel. Am spus că nu sunt la fel. Oricum reușesc să-mi fac și chiar rapid sprâncenele cu acest fard, doar că atât aș fi vrut o culoare mai deschisă, un maro mai deschis un picuț. Mi se pare că acesta este prea închis, dar la finalul make-up-ului eu zic că o să arate cum trebuie. Cam așa lăsăm. Ia să punem la loc. Cred că sunt egale. Ia. Da, aproximativ. Aici ar mai trebui un pic, pentru că aici este mai ascuțită, aici este mai rotunjită. Gata, lăsăm așa. Apoi, ce mai avem noi de făcut? Să începem cu ochii. Ia să văd cam ce ar trebui. Un gri, după cum sunt eu îmbrăcată. Un gri.
Ungri. Ungri mi-am adus eu aici palete, dar nu știu la ce m-am gândit eu. Și am paleta de la Revolution. Una dintre paletele care are aceste culori. Și voi lua această culoare de aici. A doua, deci de sus. Dar nu cred că voi folosi acest pensonare și penson cu două capete, pentru că acesta îl voi folosi la altceva. Deci voi lua alt penson. Acesta îl voi lua. Ia să vedem noi ce iese. Nu vreau să pun nici mult pentru că este pigmentată culoarea. Voi pune și în partea asta. Nu vreau să fie nici prea puternic. Trebuie blenduite foarte bine aceste culori. Și când ești cam în criză de timp, cam atât voi lăsa. Pe pleoapă, ia să vedem ce aplicăm noi pe pleoapă, ce mai avem noi aici. Pe pleoapă voi aplica, stați un picuț să mă gândesc. Pe pleoapă voi aplica așa. Întâi din paleta de la Huda Beauty voi aplica așa această culoare de aici. Un alb, adică, și voi lua o chestiuță din aceasta. Voi aplica aici o dungă și la unul și la celălalt. O dungă. Apoi, din paleta, o lăsăm aici pentru că îmi va mai trebui. Suflu pentru că am puțin fallout de la, din paleta de la Ladies, de la Impala aceasta, voi folosi un picuț din această culoare, mă strălucesc
și voi pune alături să vin un pic mai aproape ca să vedeți și voi cam ce fac eu aici, ce mare învârteală fac. Așa. Dacă stai să te uiți la acesta de la Ladies și acesta de la Huda Beauty, mai strălucitor este acesta de la Ladies. Nu că spun eu că sunt reprezentant Ladies, dar așa, acum luăm tot de la Huda Beauty, ca să mergem un picuț spre gri, luăm această culoare de aici. Și facem o dungă alături. Să vedem ce o să iasă, ce fac eu acum aici. Dar el este gri, dar mai mult bate spre mov, văd. Vedem noi ce iese. Ce o să iasă? Așa. Vedem ce o să iasă, ce am eu de gând. Deci am făcut niște linii acum. Și în colțul ochiului vom pune ce? Vom pune un gri mai închis, dacă găsim. Și vom lua de la Catherine Arley din această paletă, de la Ladies. Vom lua gri albastru, luăm albastru pentru că văd că merg spre albastru cu îmbrăcămintea. Ia să vedem, luăm cu celălalt capăt al brățelului care este curat și mai punem o dungă cam pe aici. Ia, să vedem ce minunăție iese acum. Așa, ia uitați ce am eu la ochi. Sper că puteți vedea. Dacă va mai trebui, vom mai pune. Și acum, mișcarea. Oare este bun acest penson? O să iau altul. Cred că îl voi lua pe acesta. Și încercăm să capotăm toate culorile pe pleoapă. Așa. Și aici, acest albastru, care deja este sclipicios, mi-am făcut un sclipici ca pentru ziua îndrăgostiților. Voi accentua după aceea să merg acum, dar tot cu mâna dreaptă, pentru că nu pot cu stânga, să fac aceeași treabă și la acest ochi. Nu știu de ce țineam eu ochiul așa. A ieșit aici o sclipiceală. De nu e adevărat. Ia să luăm mai luăm puțin din
acesta care vine în partea exterioară, ca să accentuăm un picuț, să meargă un pic cu ținuta. Dacă am acoperit ce am făcut eu aici cu sclipiciul de pe pleoape. Și acum mi-a ieșit și acesta sclipicios. Nu mai este mat. A ieșit mai degrabă un machiaj de iarnă decât unul de primăvară, cum este afară. Aici încerc să ridic un picuț pentru că eu am să-mi ridice ochii în sus, să aduc la nivel un pic. Chiar dacă va părea puțin așa, cam așa cred că rămâne. Ce voiam eu să mai fac, să mă iau puțin cu acesta, poate mai dau din sclipiciul acesta de aici. Cu care am trasat să formez iarăși culoarea care era inițial. Acum voi lua un pensonel în această subțire să-mi trasez și sub ochi. Un pensonel din acesta în formă de V. Să iau din nou paleta de la Ladies cu acest albastru gri. Este un albastru gri, dar merge cu cum sunt îmbrăcat-o eu, cu hainele mele. Ia. Cam atât. Și acum vom blendui puțin cu pensonelul care m-am dat aici. Cam atât. Pe arcadă voi aplica puțin iluminator și voi folosi acest iluminator de la Ladies. Dar să caut o periuță, un pensonel subțirel. Voi lua acest pensonel foarte subțire.
și am două nuanțe, una mai gălbuie, una mai albă. Am luat-o pe cea albă. Nu știu dacă vedeți voi, să mă dau un picuț mai aproape ca să puteți vedea voi ce este la ochii mei. Așa. Oricum mă voi da la final, dacă nu se observă, mă voi da la final să vedeți. Cam atât cred că este destul. Pe linia apei voi folosi un creion pe gri. Dacă avem aici un creion de la Avon Glimmer Stick din acesta, unul gri. Vedeți, este culoarea gri, că păcelul este gri. Aș fi putut să folosesc și sub linia apei, unde am folosit acest albastru gri, tot acest creion, dar nu-l pot blendui sau mi-a mai mult timp și am zis că să fie exact culoarea de pe pleoapă. Cam atât. Ce vreau eu? Că m-am dus, deci cam așa. M-am dus cam dincolo de sprânceană cu machiajul și voi corecta cu pensonul pe care am avut fond de ten. Așa. Deci cam așa facem dacă ne dăm pe lângă. Și bineînțeles, cu pensonul de pudră dăm un pic aici. Ce mai avem de aplicat? Iluminator și în colțul ochiului. Și vom lua iarăși paleta aceasta, pentru că acesta este bej, care l-am pus pe obraz. Și vreau alb. Și voi lua tot cu acest pensonier un capăt care este curat. Și vom pune albul, puțin și așa. Ducem puțin și la ochi. Ochi. Aici nu știu ce am eu. Albastru s-a luat de pe partea asta. Aici bineînțeles că la fel s-a întâmplat. Parcă n-am putut și eu să folosesc alt burețel. Dar mă rog. Suntem aproape gata, mai avem de făcut, cam așa arată până acum, mai avem de făcut genele și buzele și suntem gata. Trecem acum la aplicarea rimelului pe gene și voi începe prin a folosi
acest primer pentru gene de la Ladies, care v-am spus că îmi place foarte mult. Așa arată periuța. Este un primer cremos de culoare albă și veți vedea și voi care este efectul acestui primer pentru gene. El se usucă foarte repede. Este de culoare albă. Facem și la celălalt ochi. În timp ce dăm la ochiul acesta, celălalt deja s-a uscat. Nu trebuie să aștepți mult ca să se usuce. Gata. Cam așa arată genele. Acum. Și trecem să-l dăm cu rimel, să le dăm cu rimel genele. Și folosesc acum mânuz acest mascara de la Avon Mark. Așa arată periuța. Și aplicăm întâi la acest ochi. Nu știu dacă voi puteți vedea cum sunt acum separate genele, nu sunt lipite între ele datorită acestui primer. Am să mă dau un pic mai aproape ca să vedeți și voi ceva. Vedeți, genele nu sunt lipite. Mai dăm un strat. Și acest rimel este un rimel foarte bun, îmi place. Eu nu știu dacă am avut rimeluri care să nu-mi placă. Am avut unul de la Faberlic care m-a dezamăgit un pic pentru că aveam așteptări mai mult de la el. Gata, eu zic că este destul. Vedeți diferența? Și vom trece și la celălalt ochi. Îmi pare bine că mi-am găsit o poziție mai bună ca să nu mă mai ung cu rimel pe deasupra, pe pleoape, adică. Și al doilea strat.
și gata. Cam așa arată primelul pus. Trecem la buze. La buze voi, am mai încercat eu într-un clip să-mi conturez buzele și nu am reușit, mi s-a rupt vârful. Să mai încercăm o dată. Avem acest rimel de la Catherine Arley, de la Ladies. Această nuanță. Să vedem ce facem noi acum. Așa, cred că este destul. Și vom aplica rujul. Și am ales acest ruj de la Faberlic în această nuanță, un nude. Cam așa arată. Și îl putem lăsa așa, îl pot lăsa așa sau pot aplica un luciu tot de la Faberlic, unul foarte frumos cu irizații. Dacă vrem un luciu, eu pot să dau puțin. El este foarte cremos. Nu este unul uscat, cu toate că apare mat pe buze. Este un fel de semi-mat. Este foarte bun. Îl simt foarte bine pe buze, adică nu-mi sunt buzele uscate. Dar zic să aplicăm și puțin luciu, dacă tot am făcut la ochi. Este un plumping, ia uitați, plumping. Asta dacă vrem să dăm puțin luciu buzelor, pe mine nu mă deranjează. Și cam așa arată, nu mai avem de fixat machiajul cu fixativul acesta de la Revolution. Așa. Și cam acesta este machiajul final, make-up-ul final. Cam așa arată.
stau un pic să se zvânte, să se usuce spray-ul acesta de fixare al machiajului. Cam așa arată machiajul final. Sper să vă placă. Închid și ochii puțin ca să vedeți și voi mai bine cum arată pe pioate. Cam acesta este machiajul. Sper că v-a plăcut. Mă duc că am treabă, am treburi de rezolvat. O zi frumoasă să aveți. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Let's go. I wake up to a little